A fost spectacol în cea de-a doua seară a festivalului Intensity 2022. Mii de oameni au venit la stadionul Ion Oblemenco din Craiova pentru muzică și pentru distracție. Pe scenă au urcat artiști renumiți Afrojack, Clean Bandit și Zion Lennox, care au creat o atmosferă electrizantă acolo. Cea de-a doua seară a festivalului s-a ridicat chiar și peste așteptările organizatorilor. Entuziasmul și energia zecilor de mii de oameni prezenți au umplut de viață stadionul Ion Oblemenco. Da! Foarte mult! Acest festival ne aduce, mi deplește niște dorințe. E foarte frumos, nu m-aș lăsa să se întâmple așa ceva în Craiova. Sper să mai fie și a următoarea ediție. Atmosfera s-a încins atunci când cei de la Zion Lennox au pășit pe scenă. We love you! So it's the first time in Romania? Yes, it's our first time. We were excited to be here. It's a very pretty place. Pretty country. Nice people, pretty gorgeous women. Really? Mamas. The people are really nice. Yes. To us, they've been really nice. And the food? The food, good also. Really yes. Flavor, huh? Yeah, good flavor. Yeah. Like us in the Caribbean. We eat a lot. Ultima zi a festivalului va avea loc mâine. DJ Snake și Jason Derulo sunt așteptați să încheie în forță cea de-a treia seară a festivalului. I just wanna be part of this.